arbitru Balaș ar fi dat fault acolo sau nu? Din punctul meu de vedere, trebuia oprit jocul imediat. E clar. Cristi, dacă tu dădeai faultul ăsta, eu mă arunc în cap acolo, că mai faci tu vreo simulare cu juniorii să ne arăți că n-a fost offside filmat din alt unghi. Te întreb altceva. Te rog. La faza în care Olarul a ieșit accidentat și s-a acordat lovitură liberă. Din punctul meu de vedere nu e nimic. Păi, dar am acceptat decizia aceea. Nu a fost o lovitură liberă, din care periculoasă. Din care nu iese gol, Cristi. Ai acceptat-o în timpul jocului. Din care nu iese gol, nu influențează rezultatul cu nimic, nu se creează polemicile astea. Ăla, domnul Colțescu e la 3 metri de fază, mingea sare din genunchiul lui Crețu și nu știu dacă îl atinge sau nu cu piciorul care este pe pământ, neridicat, undeva la nivelul gamei. Robert, faptul că ți-ai exprimat un punct de vedere anterior, da, nu înseamnă că dacă am explicat sau chiar dacă am explicat ulterior, nu înseamnă că nu poți să îți schimbi opinia. Clar, dar eu am... cât de clar, trebuie să accepti, da, că sunt situații, și acestea sunt cele mai discutate, neglijențele în care în care se acordă lovitură de pedeapsă, că e cea mai simplă formă de fault, dar care trebuie sancționată, și situațiile acestea de care discutăm noi, mai ales că s-a înscris un gol în care un jucător care face atacul, chiar dacă atinge mingea, dacă ulterior comite o acțiune neregulamentară, atunci trebuie sancționat. Și vreau să sesizez ceva. Gigi, când a vorbit a doua oară după ce s-a consultat cu Tudor, ei n-au spus că nu este fault. Ei vorbeau folosindu-se de o traducere mot-a-moc. Și știți că sensul poate să fie diferit dacă privești în ansamblu. UEFA nu asta a vrut să spună. Spune-mi altceva, te rog frumos. UEFA spune că dacă premergător în scriere golul a avut o acțiune neregulamentară împotriva echipei care a primit gol, golul trebuie anulat. Deci Tudor nu spune că nu a fost fault. El se folosește că nu trebuia, era, pentru că nu era acțiune de atac, că era în cealaltă jumătate a terenului. Nu există așa ceva. Bun, spunem dacă... Nu întâmplător Crăciunescu și Porumboiu ambii au spus că este fault și au recunoscut indirect, fără să-și dea seama, inclusiv cei de la FCSB, prin ceea ce a spus ultima oară Gigi. Cristi, dacă schimb traiectoria naturală a balonului din neglijență, arbitrul trebuie să fluiere sau să se facă că nu vede? La ce anume vorbești? La Hentzu, când face comandă, la preluare pe piept. La Hentzu doar dacă este în mod voit. Atunci când un jucător este cu spatele și mingea vine de la distanță mică și nu vede mingea și nu are timp să-și retragă mâna și mișcarea este naturală, pentru că atunci când te miști, duci mâna pe lângă corp, față-spate, atunci nu se sancționează, doar dacă este în mod voit. Și nu se întâmplă niciodată, ca să-ți răspund la întrebare, ca să existe un contact între minge și o mână, fără să se modifice traiectoria, că se modifică traiectoria cu un unghi de 10 grade sau 90 de grade, asta rămâne de văzut. Cristi, știi ce cred eu? Eu cred că ție, dar nu vrei să ne spui, cred că ție îți pare rău de golul lui Coman, că n-a fost valabil. A fost superb și îmi doresc din tot sufletul să scrie cât mai multe goluri la campionatul european. Din astea, da.